Organizatorii Spartachiadei Profesorilor s-au reunit pentru închiderea ediției din acest an. Bine ați venit la această întâlnire prin care mi-am propus să marcăm închiderea celei de-a cincea ediție a Spartachiadei Profesorilor, moment pe care noi l-am intitulat Punct și de la capăt, i-am spus așa pentru că truda noastră se întinde pe durata 12 luni de zile și chiar din luna decembrie începem cu primele proiecții bugetare, cu cererile pe care le depunem pentru finanțare pentru anul viitor. A devenit deja o tradiție să fim împreună în acest moment de bilanț și ne simțim onorați că ați răspuns prezent să veniți astăzi la acest eveniment. De fapt, prezența noastră am simțit-o pe durata întregii perioade de desfășurare a proiectului nostru și fără sprijinul uman și material oferit de dumneavoastră, nu ar fi fost posibil să organizăm această spartachiadă a profesorilor. Și vă mulțumim pentru acest lucru. Evenimentul a fost unul festiv, fiind premiați cei care s-au implicat în organizarea și desfășurarea ediției din acest an. La eveniment au luat parte numeroase oficialități județene și locale. În ceea ce privește și această a cincea ediție a Spartachiadei Profesorilor, la fel ca și celelalte, trebuie evidențiată și aniversată, pentru că are în spate un efort deosebit, care s-a simțit prin amploarea evenimentului, prin participarea numeroasă și, de ce nu, și prin ecoul internațional pe care l-a dobândit, fiindcă ați avut participanți și cadre didactice din Bulgaria. Știu ce înseamnă să organizezi un eveniment. Nu este ușor, mai ales un eveniment de o asemenea amploare. Ați avut, într-adevăr, o participare numeroasă, peste 500 de participanți. Și ceea ce mi-a atras atenția, inclusiv la probe sportive, care sunt considerate ca fiind apanajul bărbaților, tenisul cu piciorul, pescuitul, ați avut participante și premiante cadre didactice femei și vă felicit pentru egalitatea de șanse pe care o încurajați. Cu siguranță că vrem să mergem mai departe, cu siguranță vrem să vă sprijinim. Știți acum regulile jocului, vă rog să aduceți proiectul la fundamentarea bugetului, să-l prindem din timp ca să nu fie nicio fel de problemă și cu ajutorul lui Dumnezeu îl vom finanța și anul viitor. Aici o provocare cu doamna prefect. Doamna prefect, haideți să facem o dată această spartachiadă a bugetarilor, să ne unim forțele, nu facem fiecare spartachiada lui, să facem una sănătoasă a tuturor bugetarilor și de ce nu, poate ne unim chiar și cu profesorii, care și ei sunt bugetari până la urmă. Hai să facem un eveniment, eu cred că încurc cu ceva, deranjează cu ceva, pentru că aduce mai multă dorință de competiție. Domnul Gianni, văd că are o rezervă, dar avem și noi sindicatele noastre, avem o relație bună cu ele, nu e nicio problemă. Deci anul viitor vreau să găsim o soluție într-o fel sau altul, să colaborăm și de ce nu să extindem această spartachiadă, să aducem și bugetare. S-a prezentat aici foarte bine de domnul Irimia necesitatea de a face mișcare în orașul nostru. Vă asigur în continuare de întregul nostru sprijin pentru acțiunea dumneavoastră extraordinară. Vă mulțumim pentru ea. Pentru că se vorbește de extinderea spartachiadei, vreau să vă spun sincer că eu aș vrea să văd spartachiada partidelor politice. Iar proba la care aș vrea să o urmăresc chiar zi de zi ar fi lupte libere. Vă mulțumesc, vă felicit încă o dată. Sunt în primul rând profesor și teoretic ar trebui să fie foarte ușor să vorbesc azi în fața dumneavoastră. Practic e mai greu pentru că mă încearcă foarte multe emoții, având în vedere că văd aici oameni dragi mie, foarte mulți oameni dragi mie, colegi cu care de-a lungul timpului, în cei 13 ani cât am fost profesor până să fiu primar, am avut relații de colaborare foarte, foarte eficiente. La final, participanților li s-a pregătit o surpriză, un mini-recital susținut de interpreta de muzică populară, Angelica Flutur.
Spartachiada profesorilor a fost organizată de către Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava și Inspectoratul Școlar Județean Suceava, beneficiind de sprijinul Consiliului Județean Suceava, Primăriei Municipiului Suceava, Universității Ștefan cel Mare Suceava, Primăriei Municipiului Fălticeni, Direcției Județene pentru Sport a Județului Suceava și Poliției Municipiului Suceava, Biroul Rutier.